adevărat, aici spune că au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Deci spuneți că pe frații denigrau. Mm-hmm. Da, dar cum se pot denigra astăzi frații? Asta e întrebarea lui tata. Sau se întâmplă ca astăzi frații să se dezbine frații pe cu frați da, la adunări? Da, 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 da. Ca să știm că dacă nu se dezbine, atunci discutăm despre o iluzie. Dar se întâmplă? Nu, se întâmplă. Păi când se plantează într-o biserică, în ghilimele, zice, se plantează, se planta biserica numărul 2, numărul 3, numărul 4, acolo nu s-a plantat, acolo s-a dezbinat, și nu s-a înțeles câțiva și s-a plantat altă biserică. Păi ne-am putea uita la exemplu din Corint. Care a fost problema în Corint? Unul s-a luat Apollo, deci un motiv sau o manieră de... Așa e cultul personalității. Uite, Ștefan vorbește oltenește. Andrei nu prea vorbește oltenește. Noi avem olteanul nostru. Zic și eu, berez acum, nu? Oamenii de la chestiuni banale. Că Pavel e oripilat. Când îi scrie scrisoare, zice oripilat de la ce m-au apucat ăștia să certe. Alții se certau că de cine-s botezați? Tu de cine ești botezat? Păi eu-s botezat de Petru. Zero, eu-s botezat de Pavel. Pavel spune, bă, eu am botezat numai câțiva. Primii Hristos nu mă trimis să botez. Adică, îți dai seama că oameni pe care el numește sfinți la început au ajuns să se dezbine pe niște chestiuni? Că era irelevant cine te-a botezat până la urma urmei, nu? Altul că Apollo e un retor bun, un predicator, zice că era un predicator înfocat, aha, noi suntem de-a lui Apollo. A început să se dezbine pe botez, pe cultul personalității, pe a început să vadă anumite distinții între ei și să se dezbine pe chestiunea asta. Dar eu personal, dacă ar fi eu să dau un răspuns, să zic... din observație, da? Eu cred că invidia e cel mai mare catalizator de dezbinare în biserică. Da. Și asta a fost dintotdeauna. Aduceți-vă aminte, de exemplu, Moise, Aaron și cu Maria. Ce i-a dezbinat? Da, invidia. Dar ce numai, Domnul numai prin Moise vorbește? Invidia. Adică Moise era și un bâlbâie până la urma urmei. Adică Dumnezeu nu a găsit pe nimeni să leagă mai... Aaron vorbea mai fluent, mai frumos decât Moise. Probabil și Maria vorbea mai fluent decât Moise. Și prorocea Maria. Nu era chiar ultima femeie, nu Maria. După aia Core, Datan și Abiram, care nu erau niște scursuri în poporul Israel. Erau și ei niște oameni proeminenți. Și ăștia au avut probleme. Păi stai, voi ce faceți cu poporul Domnului? Nu știu ce, obiecții, chestiuni. Uite că Aaron, care trebuia să fie un ajutor pentru Moise... Dar Aaron, care trebuia să fie un ajutor pentru Moise, când Moise-i pe munte să aducă legea, Aaron îi face la ăștia un vițel. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Sau mulțimea din adunare s-a dezbinat, au rămas în aceeași adunare, dar când ies, eu vă spun că am văzut lucrul ăsta nu odată. Când iasă unul dintre predicatori din adunare, din aceeași adunare, care nu-i favorit, să zic așa, ăștia care nu-s de acord cu el stau și se joacă pe telefon. Și stau așa și cu grease. Hai, du-te aici, așa. Oamenii, serios, deci asta se întâmplă în adunări, nu vorbim de basme, vorbim de oameni care spun pocăiți, care sunt de zeci de ani în adunări. Așa stă, uite așa stătea, vorbesc serios, uite așa, stătea. El predica și el stătea cu telefonul în fața lui. Cumva, ce vrei tu, ei, lasă-mă, îmi place. Asta e, deci sfidare, îl sfidează public, da? În aceeași adunare. Deci, și imaginați-vă ce penibil e pentru oamenii din adunare, dar aminte să vină oameni din lume care să fie martori la asemenea chestiuni. Și mai există un lucru care am observat că e o problemă. Fiecare dintre noi, poate pe anumite subiecte, suntem diferiți. Suntem diferiți. Putem să avem opinii diferite pe, nu știu, diverse subiecte, da? Și atunci, de exemplu, dacă Cătălin spune, eu cred despre închinare, că nu trebuie să fie niciodată cu instrumente. Eu zic că și eu sunt de acord, dar nu chiar. Eu cred că ar fi bine un pian în adunare. Gata, război. Asta ca și cum asta ar fi Evanghelia. E atât de grav lucrul ăsta și oamenii au priceperea asta firească, drăcească, aș spune, de a inflama un subiect, de a-l face să pară de viață și de moarte. Domnule, în aia stă toate doctrinele. Deci dacă nu ești de acord cu mine pe treaba asta, gata, ești apostat, ești rătăcit, ești eretic, ești... Gata, nu mai are rost gata, să fim... Facem altă biserică. Da. Deci atât de important lucrul ăla, aici e chestiunea, când nu ai înțelepciunea de la Dumnezeu de a vedea că sunt lucruri care nu sunt atât de importante, sunt secundare. Îs din cuvântul lui Dumnezeu, nu că nu sunt importante, dar secundarii față de alte lucruri, da? Evanghelia e cea mai importantă, jertfa Domnului Iisus e cea mai importantă, credința în El e cea mai importantă. Sunt alte subiecte care sunt și ele importante, dar nu de aceeași importanță. Și acum eu cum să mă ridic pe mine însumi mai sus decât Cătălin, decât să-l demonstrez lui
în fața celor, că el nu are dreptate. Pot să fac lucrul ăsta într-un duh frățesc. Să spun, hai să discutăm, nu e cel mai important lucru ăsta, dar dacă suntem la subiectul ăsta, hai să-l discutăm frățește. Uite, așa poate nu ne înțelegem. Dar putem să coabităm împreună în aceeași adunare, să ne închinăm, să ne rugăm împreună, să surgim împreună, fără să dezbinăm adunarea pe două capete din astea foarte tari, care se bat în continuu cap în cap. Și se întâmplă lucrul ăsta și e trist lucrul ăsta. Da, eu pot să coabitez și să stau în acea adunare cu oameni care au diverse opinii față de mine pe multe subiecte. Dar știm că avem același Dumnezeu, avem aceeași lucrare a mântuirii, avem aceeași Evanghelie, avem aceeași Scriptură, avem valori comune importante împreună. Sunt multe, cred că Satana are suficient imaginație să ne pună să ne dezbinăm pe tot felul de lucruri. Și oamenii în general nu s-au dezbinat pe lucruri importante. Oamenii în general s-au dezbinat pe lucruri nesemnificative. În general. Da, într-un fel, versetul 3 arată care a fost soluția lui Pavel. Ce să facă Pavel în situația asta? Să apuce la bălăcărit cu ăștia și să ungă cu ei prin noroi? Pavel zice, textul zice despre Pavel, totuși, adică în ciuda faptului că se întâmpla asta, ce să faci? Totuși au rămas destul de multă vreme acolo. Deci nu au dat înapoi. A, dacă ăștia spun așa, ne retragem aici, la să rămână în prostia lor. Nu, deci au rămas acolo destul de multă vreme și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Deci au rămas acolo și și-au făcut lucrarea lor, au perseverat. Și interesant este că ce vesteau ei? Vesteau cuvântul privitor la harul său. Deci asta a fost esența Evangheliei lor. Un cuvânt despre har. Da? Deci ei nu mai predicau lege, foarte important. Și ăsta e un motiv probabil pentru care de fapt a fost o acuzație continuă a iudeilor, că ei desfințau legea. În capitolul 15, capitolul următor, asta e cea mai mare dezbatere care a existat în secolul I probabil. Relația dintre har și lege. Ce mai? Suntem sub har? Suntem sub lege? Dacă suntem sub har, mai ținem legea? Asta a fost discuția cea mai mare. Și probabil să fi fost un motiv al iudeilor de respingere, datorită atitudinilor lor față de legea lui Moise. Și zice că ei vesteau cuvântul privitor la harul său. Și Dumnezeu, ca să confirme lucrul acesta, lăsa să se facă semne și minuni prin apostoli, nu prin iudei. Prin apostoli. Adică prezența lui Dumnezeu era dovedită acolo. Și aș mai spune un lucru. E inevitabil la un moment dat o dezbinare. Deci când e predicată Evanghelia, e inevitabil o dezbinare. De ce? Unii cred, alții nu cred. Deja sunt două partide, dar nu că tu vrei să fie două partide. Tu ai vrea ca toți să creadă. Dar nu cred toți. Ăsta e adevărul. Nu cred toți. Știți ce? Ăsta, eu cred că un mod, cum știi că într-o dezbatere sau într-o controversă din asta, întrebarea e cine are dreptate, nu? E important să știi de partea cui să fie. Că zice, unii au trecut de partea aia, unii erau de partea cealaltă. Nu poți să fii la mijloc. Dacă ești la mijloc, nu ești cu Domnul, ești de fapt împotriva lui, nu? Și important, și eu cred că modul în care îți dai seama e după metodele pe care le folosesc oamenii aia. Ce metode folosesc ei ca ei să-și câștige, să zic, adepții? Ce face Pavel cu Barnaba? Ce fac ei în continuare? Când se generează controversa, da? Ce fac? Predicau Evanghelia în continuare. Cuvântul privitor la harul său. Ce fac ăștia alți? Zizanie, da? Auziți? Neamurile și iudeii în învoiere, deci fac ei un plan acolo cu mai mari lor, deci se duc la oamenii mai mari care au influență. Asta fac. Să se folosească de oameni cu putere în societate ca să pună mâna pe ei. Nu asta s-a întâmplat pocăiților pe vremea comuniștilor și atâția zeci de ani în țara asta? Exact. Cu cine a lucrat mari capi religioși din țara noastră? Cu cine? Cu statul. Cei mai puternici oameni la un moment dat erau preoții. Nimeni nu se băga, nici poliția, nimeni nu cred că mi-a în fața lor. Nu, ăsta a fost modul lui Hristos de lucru? Ăsta a fost modul apostolilor de lucru? Nici vorbă de așa ceva. Înțelegi? Te duci la pile, te duci cu șmecherii. Astea sunt chestii omenești. Vrei să câștigi o chestie, te duci și apelezi la cineva de mai sus. Hristos, apostolii niciodată n-au făcut așa. Ei și-au predicat în continuare Evanghelia Harului. Și Evanghelia Harului și-a făcut lucrarea. Deci asta e o chestie. Și al doilea, un aspect. Și al doilea aspect zice, s-au pus în mișcare, auziți? S-au pus în mișcare. Pac, au făcut o mișcare. Asta sunt chestii de găști. De golăneală, asta e. S-au pus și mișcare. Pac, au discutat cu ăștia. Exact cum vedem noi la meeting-uri, chestii. Astea nu au nimic din Duhul lui Hristos. Face Hristos vreodată așa ceva?
Să punem partide, pun, îi aranjăm, vorbim cu ani mai sus, îi scoatem în stradă, ne ducem, să-i prindem. Asta n-au nicio treabă cu Evanghelia, cu Hristos, cu apostolii, cu biserica, cu... n-au nicio treabă. Da? Și ce, s-au pus în mișcare ca să-i bajocorească. Unde vedem vreodată la apostoli așa ceva? Deci dacă eu ajung într-o controversă cu tine, ca să ies eu mai sus, încep să te bajocoresc. Ca să ies eu mai sus, încep să vorbesc cu alții mai mari, ca să pună mâna pe tine. Ca să ies eu mai sus, mă duc să-i sun pe unul și pe altul, să strâng gașcă în jurul meu. Și asta s-a întâmplat în adunări. De asta eu cred că ce-o întrebat tata e foarte important. Asta s-a întâmplat în adunări. Exact metodele astea. Vorbim cu ăștia capi mai sus puși, pe la nu știu unde, în ce structuri, chiar religioase, îi luăm, strângem mulțimea, îi sunăm, facem, gașca, pac, să fii mai mulți, să... Sunt chestiuni de omnicești? Aproape că nu zine să crezi. Asta sunt lucruri pe care le-au făcut oameni netăiați împrejur cu oameni, inima, oameni nenăscuți din nou, oameni nemântuiți. Să vezi asemenea lucruri în adunare, încep să-ți pui semne de întrebare serioase cu privire la oamenii ăia. Bă, dacă voi faceți aceleași lucruri pe care le-au făcut necredincioși, voi ce sunteți? Nu, păi, mai rău că ăștia sau sub Evanghelie, sau sub cuvânt ăștia, pretind că s-a lui și așa mai de... Deci eu cred că după metode ne dăm seama. Zice, s-au pus să-i bajocorească și să-i ucidă cu pietre. Dar ce din Duhul lui Dumnezeu aici, ăștia iudei, ce din Duhul lui Dumnezeu aici? Nimica. E cal cu zero, nimic. Adică când nu câștigi cu argumente, eu cred că apostolul Pavel n-ar fi avut o problemă. Să zic că, dar hai, explică-ne mai bine, din profeți, cu Iisusa vostru. Avea o problemă Pavel să facă asta? Abia aștepta. Să dea explicații cu cuvântul lui Dumnezeu, să-i expună cuvântul lui Dumnezeu. El asta făcea. Dar ei nu asta vor. De ce? Că n-aveau niciun argument. Ei erau cu tradițiile lor, cu legile lor de la rabinii lor și așa mai departe. Ei nu-i interesa treaba asta. Ei interesa să stârpească lucrarea. Deci cred că modul în care ne dăm seama cum să ne poziționăm în asemenea situații, din păcate, Dumnezeu să ferească să se întâmple aici ceva, din păcate, care au apărut în toată creștinătatea, nu există cult sau denominație unde să nu fie apărut chestiunea asta. Nu există. Da? Sunt biserici care au fost salvate de asemenea războaie, dar din păcate Duhul ăsta bântuie. Noi știm cum să ne... unde să migrăm, în ce parte sau alta, după metodele pe care vedem că le folosesc oamenii aia. Și întotdeauna oamenii duhovnicești o să folosească metode duhovnicești, oamenii firești o să folosească metode firești. Ca asta știu ei să facă. Așa știu să facă. Deci, într-un fel, avem în prima parte, nu, descrisă reacția iudeilor, că ei sunt aici care pun gaz pe foc, nu? De la 1 la 7 și de la 8 la 18 avem o reacție din partea păgânilor. Dar de data asta, într-un fel, parcă pozitivă. Da. Nu? Deci sunt prezentate două prezentări a reacției la lucrarea lor. Dar ambele reacții greșite. Una pare negativă și cealaltă pare pozitivă, dar nici aia nu e pozitivă. Și interesant, versetul 3 zice, chiar preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrare cetății, a dus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Deci este o confuzie aici. Probabil, din ce înțeleg eu, puteți să mă corectați, din ce înțeleg eu aici, probabil ei n-au apucat să predice Evanghelia. Ei au venit, au intrat și atunci au fost un olog din naștere pe care l-au văzut. Zice, au văzut care credință. Eu nu știu cum au văzut care credință, dar oricum, nu s-a apostolul Pavel, deci nu am foarte multe explicații, dar au văzut care credință, l-au tămăduit și nu mai are timp nici să predice Evanghelia, niciun fel de reacție, că deja izbucnește, da? Da, s-a pus în mișcare de la o minune. Dacă ar fi să fac o paralelă, ce parcă vedem astăzi că se întâmplă, știți, și în ortodoxie, și în catolicism, și în carismatism, și chiar în să zic, în anumite denominații din mișcarea asta evanghelică, există un fel de, eu o numesc așa, poate nu e cel mai potrivit cuvânt, dar mă iertați, un fel de isterie din asta după miraculos, care nu are de-a face cu Duhul lui Dumnezeu. O, când ai văzut miraculosul, toată lumea buluca acolo. Știți, și există asta, uite, dacă e undeva o icoană făcătoare de minuni, un preot care face minuni, scoate moaște, niște moaște și așa mai departe, noi ne uităm la ei și poate ne milă de ei. Dar să știți că asta se întâmplă de multe ori la pocăiți, unde se pretinde, vine un frate care are un dar de nu știu ce, de descoperire, de vindecare. Full biserica! Dimineața a fost goală! Full biserica! Din toate bisericile se duc buluc acolo. Oameni care nu au de-a face cu Dumnezeu, ci oameni care vor ceva. Să-mi spună Dumnezeu ceva pentru sufletul meu. Să facă Dumnezeu ceva pentru mine. Pe el nu ne interesează de Dumnezeu, pe el ne interesează de el. Și atunci dacă a venit un om din ăsta, vă întreb pe dumneavoastră, care e diferența dintre atitudinea la păgânii ăștia, care au rămas uimiți de asta, și atitudinea la oamenii ăștia care îi spun creștini, care au aceeași pasiune pentru miraculos, nu pentru Dumnezeu.
pentru aspectul miraculos, pentru minune, pentru, da, supranaturalul care se întâmplă. Și evident că e ceva în noi care dorește să vadă pe Dumnezeu lucrând. Și normal asta. Dar de aici și până... Eu cred că pericolul e foarte mare la a transforma la un moment dat religia într-o... Nu, să îmbraci religia asta cu uneori cu straie păgâne. Să te relaționezi la ea ca la o religie păgână. Să faci totul pentru niște chestiuni personale, să-ți placă, pentru show, pentru miraculos, pentru supranatural. Lucruri care nu sunt permise de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu face minuni, dar nu le face ca noi să facem din astea o afacere sau să devenim, cum să zic, să devenim atrași mai mult de minune decât de Dumnezeu care stă în spate. Și nu-i nimic, vedeți o discuție la vreunul de mântuire aici, unul zic, a, vrei să fii mântuiți de Dumnezeu ăsta care a făcut minunea asta? Vrei să credem și noi? Nu! Ei zic, a, știm cine a făcut, a, Jupiter, asta, gata, am înțeles, cine, zei. Vedeți cum pot exista niște minuni reale? Niște minuni reale și o înțelegere total distorsionată despre ce s-a întâmplat acolo. Deci eu n-am vorbit acum împotriva minunilor că Dumnezeu n-ar face minuni. Ci spun că reacția oamenilor poate să fie una profund păcătoasă, păgânească față de revelația lui Dumnezeu prin minuni, prin lucrări supranaturale. Și nici nu mă mir că Dumnezeu de multe ori își retrage lucrările sale miraculoase. Și le retrage. Cu oamenii au niște atitudini total păgânești față de ce face Dumnezeu. Total păgânești. Nici nu vezi aici nicio... De asta trebuie să le dea niște explicații, dacă vă uitați, niște explicații banale. Dar șocul apostolului, imaginați-vă șocul apostolului. Apostolii Barnaba și Pavel când au auzit lucrul acesta și-au rupt hainele. Deci văd asta ca o blasfemie. Să aducă lor jertfe și-au rupt hainele. Au sărit, da, repede, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Dar ne place nouă să ne spună alții că suntem de aceeași fire cu noi? Da, o, ce predic au avut, ce lucrare au făcut, ce... Și eu să zic, da, să liniștiți, eu sunt de aceeași fire cu voi, eu sunt la fel ca voi. Păi cum, dacă ei m-au ridicat așa puțin pe piedestal, puțin sus, așa, și par o leacă mai grozav, eu să le spun lor, deci eu sunt de aceeași fire cu voi. Păi nu, că totuși poate să o leacă mai special, nu? Mi-ar plăcea. Dacă Dumnezeu mi-a dat niște daruri cu care să lucrez eu, să mă umflu puțin. Și oamenii poate nu mi-aduc capre, tauri sau oi să jertfească înaintea mea, dar măcar o ploconeală, așa, o atitudine, ceva, un fel de respect, nu mi-ar prinde rău, nu? Așa, ego, m-ar mângâia o leacă, s-ar simți și el mai bine, ar dormi mai bine noaptea. Bă, cineva. Atitudinile astea se regăsesc la noi. Și de o parte la păgâneștea și de partea cealaltă. Să gâde o leacă firea. Deci, interesant, apostolul Pavel avea toate motivele să zică, da, noi suntem niște oameni speciali, suntem apostoli, reprezentanții lui Dumnezeu, trimiși. El zice, suntem de aceeași fire cu voi. Și cui zice asta? La niște păgâni. La niște păgâni le zice. Deci el se coboară foarte jos când vede atitudinea asta. Și da, într-adevăr, dacă Dumnezeu a lovit astăzi, probabil că și eu l-am lovit de o grămadă de ori. Să ne lovească Dumnezeu când ne, așa, ne ridicăm o leacă prea sus, Dumnezeu să ne lovească, să ne lovească, fim murim în caz de vieni. Vai de noi, vai de noi. Și rămâne multe adunări poate goale. Că fiecare, o cântare, o poezie, o rugăciune. Am auzit lucrul ăsta recent, cred că luna trecută, doi slujitori principali dintr-o adunare, unul zice, lasă-mă pe mine să mă rog acum la urmă, că nu mă cunosc mulți dintre vizitatori care sunt. El se folosea de rugăciune ca să devină mai cunoscut între vizitatorii care erau acolo. Păi nu e asta o bajocorire a lui Dumnezeu, că tu în rugăciune, când trebuie să stai sincer înaintea lui Dumnezeu, tu vrei să te remarci alții. Lucrurile astea sunt ispite pentru noi, fraților. Eu cred că e important. Lucrurile astea sunt ispite pentru noi. Să nu-i considerăm total imuni. Ah, da, uite alții ce-au făcut. Da, uite alții cum se ridică. Alții cum se închină altor oameni. Nu, astea ne ispitesc pe noi. Astea sunt pentru noi și sunt o atenționare pentru noi. Și mi se pare atitudinea apostolilor extrem de duhovnicească. Extrem de duhovnicească. Suntem de aceeași fire cu voi. Asta trebuie să fie atitudinea fiecăruia dintre noi. Și zice apoi, prezintă lucrarea. Noi vă aducem o veste bună. Mă, preocuparea noastră nu e să ne ridicăm noi. Preocuparea noastră este ce? Vestea bună. Mai sus a spus cuvântul privitor la harul lui Dumnezeu. Asta e. Vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți la aceste lucruri. Cum le numește pe astea? Deșarte sau goale. Ai o închinare goală. În care oamenii sunt ridicați în slăvi, oamenii sunt înălțați. Fuga asta după minuni, după miracole, după magie, după asta. Astea se găseau la păgâni și astea se zice, astea sunt lucruri deșarte. Noi vă spunem să vă întoarceți de la ele. El nu inflamează deloc tendința asta a lor.
El deloc nu inflamează. Să vă întoarceți de aceste lucruri la Dumnezeu cel viu care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Da, de fapt le predică. El se folosește de situația asta ca să le predice Evanghelia. Să predice despre Dumnezeu. Cred că e foarte important lucrul. Zice, Dumnezeu e creatorul, a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Zice unul că e Dumnezeu cel viu. De ce? Că toți ei aia erau morți, nu existau. Trei, după aia zice, în viacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Adică le explică, de ce sunteți voi în situația asta? Vă închinați la toate lucrurile astea. De ce? Că Dumnezeu i-a lăsat în căile lor. I-a abandonat să facă ce le-a trecut prin cap. Și apoi le spune, totuși, asta nu înseamnă că sunt fără scuză. Că zice, a, păi dacă Dumnezeu ne-a lăsat în mintea noastră, în căile noastre, suntem fără scuză, nu? Nu, pentru că zice, totuși, nu s-a lăsat fără mărturie. De unde știm că nu s-a lăsat fără mărturie? Păi spune Biblia că lucrarea legii este scrisă în inimile, în inimile lor. Când cugetele lor să dezvinovățesc sau să învinovățesc de anumite lucruri pe care le fac. Deși n-au avut neamurile o lege scrisă, ca al lui Moise. Totuși în conștiința lor au fost acolo cineva care suna cu trompeta. Bă, n-ai făcut bine, n-ai făcut bine. Deci deși Dumnezeu i-a lăsat în căile lor, totuși a lăsat o mărturie. Asta zice, nu i-a lăsat fără mărturie. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, că ce le-a fost arătat. Lucrurile, da, dumnezeirea lui, puterea lui veșnică, să vă lămuri de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de el. Deci Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, nimeni n-are scuză. A, păi dacă Dumnezeu m-a lăsat, înseamnă că-s fără scuză. Nici vorbă. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Și îmi spune, cum și-a dat asta? Întrucât v-a făcut bine. V-a trimis ploi din cer, timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug. Și v-au umplut inimile de bucurie. Ce interesant și frumos modul în care apostolul Pavel întoarce atenția de la ei, că ei au făcut, prin ei au făcut Dumnezeu minunea, spre Dumnezeu. Și eu spun, totul e de la Dumnezeu. Ploile, timpurile roditoare. El le-a umplut, auziți, inimile de bucurie. Și bucuria păgânilor ăstora, tot de la Dumnezeu vedea. În Eclesiastul spune, cine se poate bucura fără el? Cred că în Eclesiastul. Asta e bucuria pe care o lăsat Dumnezeu la toți oamenii pe pământ, să aibă bucurie în lucrurile pe care El le-a lăsat. Pavel spune în Timotei că ne-a dat toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Totul vine de la Dumnezeu. Și El asta încearcă să facă să... Deci este un fel o combatere a închinării păgânești. Și combaterea închinării păgânești este printr-o predicare corectă despre cine este Dumnezeu. Am auzit și dimineață, cine este Dumnezeu? Asta reglementează, asta reformatează, asta reformează, asta schimbă. Când înțelegi cine e Dumnezeu. Oricum mi se pare, oricum e ciudat. Da. Și dacă era mort, dacă nu era mort, e clar că el cel puțin a fost într-o comă, într-un leșin sau ceva, ori mort. Dar vă întreb pe dumneavoastră, și dacă ar fi fost în comă, când te-a împroșcat cineva cu pietre, când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Atenție! Și dacă nu murise, mă, după ce o te-o... lovit ăștia cu bolovani încât ești lat, nu te ridici și pleci, așa ca și cum nu s-a întâmplat nimica. Deci, dintr-un punct de vedere, mie mi se pare că aici e a doua minune descrisă aici, da, într-un fel. Important, unde era Pavel când a fost împroșcat? Versetul 18. Apoi, abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Deci, atunci au venit pe neașteptate, da, din Antiohia și Iconia, unde? Aici. Da, niște idei care au atâțat noroadele. Pe care noroade? Care mai înainte le aduceau jertfă. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. De asta nu funcționează miracolele. E miracol? E mărturia Evangheliei pe care o lasă Pavel? Ei? Acum îți aduc jertfă și acum te omoară. Mai știm noi un popor care a făcut așa cu cineva, nu? Nu-i zici că schizofrenici, eu așa am senzația. Deci te uiți aici, zici, bă, ăștia sunt nebuni. Deci acum, zice, abia au putut să-i împiedice. Nu, mare, preotul lor, preotul a venit, cu noroadele tot, aduc jertfă. Și acum vin ăștia, cum eu le-o suci capul? Da, nu, ăștia trebuie omorât. Păi stai, mă, cum? Cine? Iudeii au venit. Da, dar interesant cum le schimbă lor minte așa de rapid. Pavel cu Evanghelia nu le schimbă mintea. Ăștia, cu veninul lor și cu răscoala lor și cu dezbinarea lor, reușesc să le schimbe minte. Se pare că întoarcerea lui Pavel din călătoria misionară este o trecere prin adunările pe care le-a plantat ca să, într-un fel, să întărească și să-i încurajeze să rămână statornici. Da.
harul lui Dumnezeu. Zice, întărea sufletele ucenicilor, îi îndemna să stăruie în credință și spunea că împărăția lui Dumnezeu trebuie să intre prin multe necazuri. Într-un fel îi pregătea pentru ceea ce avea să vină mult mai aprig mai târziu. Persecuții în tot Imperiul Roman peste creștini. Foarte aprig, foarte aprig. Și el le spune de la început, da, câteva lucruri de bază. Mă, asta e calea, asta e drumul. Da, de asta le întărea sufletul. Și îndemna să stăruie în credință. Păi de ce ai îndemnat pe cineva să stăruie în credință dacă n-are nicio problemă? Păi că sunt situații, probleme, necazuri. Da, păi Imperiul Roman ținea la cultul cezarului ca și zeu, vom vedea la un moment dat. Și de acolo o să fie mari probleme și prigoniri. Pentru că cine nu respecta pe cezarul roman ca zeu, și mai ales cine vestea pe Dumnezeu, intra direct în colimatorul lor. De asemenea, Ioan, când vede Apocalipsa, este în acea perioadă, când deja cezarul era considerat zeu, deci... Au fost probleme mari atunci și prigonire foarte mare. Pavel întrea într-adevăr pe ucenici. Cine sunt ucenici în cazul ăsta? Am văzut. Se e și specificat. Și toți cei care credeau se socoteau deja ucenici. Deci aici vorbește la ucenici ca și la, nu știu, adepții bisericii, membrii bisericii. Să numiți ucenici. Da, eu cred că Pavel vorbește la modul general de necazuri. Da. Necazurile pot să fie diferite în intensitate. De asemenea, necazurile despre care vorbește, dacă avem în vedere, de exemplu, cele din exterior ale lumii față de biserică, cum s-a menționat deja, da, ăla este un necaz pentru un suflet credincios să audă că despre fratele lui se vorbește de rău. Născucindu-se, poate, minciuni sau răscolindu-se trecutul și așa mai departe. Deci intensitatea poate să difere, tipurile de necazuri pot să difere, da, omul te poate bajocori doar. Poate nu e o vreme în care se te poată persecuta, să-ți treacă două pane sau să dea o piatră în cap și nimeni să nu se ia de el. Nu mai sunt poate vremurile alea, sunt alte vremuri, dar pot să fie alte tipuri de necazuri. Asta nu înseamnă că noi nu avem necazuri. De asemenea, dacă ar fi să iei o perioadă lungă de timp, sunt oameni care pe vremea comuniștilor au avut necazuri și astăzi trăiesc. Asta nu înseamnă că Pavel spune necazuri în continuu, non-stop, o să ai același tip de necazuri în mod intens de la aceeași categorie de oameni, da? Biserica Domnului Iisus Hristos de-a lungul viacurilor a trecut prin necazuri. Deci cred că asta e o realitate care nu poate fi contestată de absolut nimeni. În general, lumea care l-a urât pe Domnul Iisus Hristos va urâ și pe copiii lui Dumnezeu. Asta e principiul de bază și cred că ceea ce Pavel ne spune este să te aștepți. Că atunci când vine necazul să nu spui, aoleu, păi n-am știu că dacă îl urmez pe Dumnezeu mi-o să se întâmple așa ceva. El le spune, eu v-am spus că în împărăția lui Dumnezeu. Și ascultați cum spune. Trebuie să intrăm prin multe necazuri. Trebuie să intrăm prin multe necazuri. Asta este. Dar eu revin din nou cu întrebarea. Totuși, care ar putea fi necazurile mai mult, aș vrea să aud în privința asta? Sau ce? Mi se pare că biserica din zilele noastre nu poate și prin necazuri. Eu mă gândesc la altceva, firește, de asta pun întrebarea. Eu mă gândesc la faptul că dacă trăim în pace și toate sunt bune și frumoase, mă gândesc că poate nu suntem prea diferiți de ceilalți. Sau poate încercăm să o dăm la pace, că e și ceva, uitați cum se treaba. Noi am înțeles pe Hristos, dar voi, e bine și ca voi, învățătura voastră, încercați și voi să credeți în Hristos. Mai mult nu vă spunem, nu punem greutate pe voi. La asta mă refer. Pentru că mă gândesc că a vesti Evanghelia celor care nu-L cunosc pe Hristos, și astăzi ar trebui să stârnească aceeași împotrivire. Oricând nu este împotrivire stârnită, mă gândesc, bă, nu ne spune Evanghelia cum trebuie. Noi vrem să dăm la pace cu ei. Bă, fraților, hai să ne împăcăm, bă. Trăim bine și leu și lup împreună. Și oaie și lup împreună. Bă, merge, ok. Într-adevăr, necazurile apostolilor de asta au fost generate, nu? De faptul că au predicat. Exact. Pentru că dacă nu predicau, nu s-au luat nimeni de ei. De aici vin. Adică Pavel, care a fost bine primit și acceptat de iudei și toate astea, dintr-o dată, gata, omorâ cu pietre. De iudeii care altădată îl trimiteau. Sunt convins că ei știau. Bă, ăsta e Pavel care fugea pentru noi. Și acum a trecut la Hristos, la nebunii aia, pe pietre pe el. La asta mă gândesc și eu. Necazurile de aici vin, din vestirea cuvântului. Nu din altceva. Altfel n-au nimic motiv să ne urască. De ce să ne urască? Vestirea corectă a cuvântului. Vestirea corectă a cuvântului. Pavel, ești nebun! Învățătura ta te face să duci la nebunie. Te ascultăm altă dată despre lucrurile astea. Deci oamenii, asta e reacția lor. Și automat ești tratat ca ultimul. Ești nebun! Învățătura ta cea mult te-a dus în nebunie, Pavel. Asta e reacția oamenilor. Discreditare în fața tuturor, o respingere pe față, nici măcar nu te încadrează în societatea lor, ești ultimul om, dacă e aici cu pocăitul, scos în careu altă dată, amintiți-vă, deci astăzi parcă nu e așa, mi se pare mult mai pace, mult mai liniște, trăim așa, s-a liniștit marea, merge barca ușor de la sine, unde o merge, o merge, la asta mă refer când zic. Deci dacă spune aici pe multe necazuri, la asta mă gândesc, necazurile sunt generate de respingerea celor din jur sau celor care aud Evanghelia, respingerea cuvântului Domnului și implicit atacarea celor care, și asta este reacția celui rău, care reacționează la vestirea cuvântului pentru că el vrea să facă partea lui. Ce ziceți, fraților, de versetul 23?
În versetul 22 se ocupă de sufletele ucenicilor și îndemna să stăruie în credință. Spunea că împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și în versetul 23, zice că au rânduit prezbite sau bătrâni. Evident că nu i-au făcut bătrâni în vârstă atunci, da? I-au rânduit în sensul că i-au așezat ca prezbiteri în fiecare biserică. Atenție, erau mulți spre vremea respectivă, vedem lucrul acesta în Sfânta Scriptură, cu pretenții de apostol. Pavel îi numește apostol mincinoș, cu tot felul de pretenții de astea, și Pavel într-un fel lasă în turma Domnului, în adunări, niște oameni maturi, da? Niște oameni maturi care să îngrijească de turma Domnului. Zice, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce, cum i-au rânduit? Cred că ăsta e modul, după ce s-au rugat și au postit, deci într-un fel ei fac lucrul ăsta în conexiune cu Dumnezeu, că ăsta e postul și rugăciunea. E o întărire a legăturii cu Dumnezeu sau într-un fel prin proști și rugăciune alung din mintea mea, din sufletul meu, orice lucru lumesc, firesc și mă concentrez specific asupra unei chestiuni pe care o aduc înaintea lui Dumnezeu. De asta mă rog și postesc, da? Insist pe un lucru ca să se clarifice înaintea lui Dumnezeu. Și ei rânduie prezbiterii în felul ăsta, prin rugăciune și prin post, și i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Că evident numai Domnul putea să se îngrijească și de prezbiteri și de ucenici.